În 2024, românii care au credite în lei vor plăti rate mai mici, însă momentul în care va avea loc această reducere depinde de indicele de referință ROBOR sau IRCC. Astăzi aflăm când scad ratele românilor în 2024 beneficiază primii de această reducere cei care au contractat împrumuturi înainte de 2017 și care achită dobânzi calculate după indicele ROBOR. În ceea ce privește evoluția ratei ROBOR, acest indice a încheiat anul cu una dintre cele mai scăzute valori înregistrate în ultimii 2 ani, respectiv 6,22%. Conform cotațiilor zitnice ale IRCC, se preconizează că o reducere a ratelor va fi observată abia în luna martie. Nivelul actual, situat la 5,97%, va rămâne neschimbat Până la sfârșitul lunii martie, conform anunțului BNR, prognozele arată că acest indice va începe să scadă odată cu al doilea trimestru al anului, ceea ce va duce la diminuarea semnificativă a ratelor percepute de către utilizatori. Potrivit unei simulări în cazul unui credit de 210.000 de lei pe o perioadă de 300 de luni, calculată în funcție de robor, rata lunară va începe să scadă începând cu această lună, de la 1680 de lei la aproximativ 1670 de lei, în cazul în care același credit este calculat calculat în baza IRCC, vom remarca o creștere a ratelor de aproximativ 2 lei, dar începând din luna aprilie, acestea vor începe să scadă cu aproximativ 26 de lei. Persoanele care au credite calculate în funcție de IRCC, indicatorul utilizat pentru împrumuturile acordate începând cu vara anului 2019, trebuie să mai aștepte puțin pentru încă o reducere. Începând cu data de 1 aprilie, noua valoare a IRCC va fi aproximativ 5,89 sub nivelul actual de 5,97%. Roborul variază în funcție de tipul de contract cu banca, în timp ce IRCC este același pentru toți. Cei cu credite raportate la IRCC plătesc în general rate mai mici decât cei cu credite raportate la robor pentru același credit. De exemplu, la un credit de 250.000 de lei, diferența este de 44 de lei în favoarea celor cu IRCC, relatează impact.ro.